varianta clasică, cei 3 ml din paharul anterior, îi punem acum în picături, adică 60 de picături. Haideți să vedem ce iese. Nouă, 40, 41. Cinci, cinci, șase, cinci, șapte, cinci, opt, cinci, nouă, 60. Și un pic. Deci, cum e în interior, iar în momentul în care o amestecăm, se vede, da, rămâne și pe pahar. O beau și pe asta pentru sănătatea voastră? O beau. Pot să vă spun că nu a avut aceeași concentrație ca și cealaltă. Uitați cât propolis este pe pahar.